Studiu îngrijorător în România. Unul din trei români are risc de boală celiacă, iar 1% are deja această afecțiune. Specialiștii spun că singurul remediu este o alimentație fără gluten. Ceea ce este mai grav e că cea mai mare parte din populație nu știe că suferă de această patologie. În acest sens, prima caravană națională de testare și informare a bolii celiace a ajuns în Bănie pentru prima dată. Zeci de craioveni au participat la eveniment România fără gluten. Oamenii au stat de vorbă cu specialiștii, au primit sfaturi și în numai 10 minute cât a durat testarea, au putut afla dacă se numără printre cei 1% dintre românii care suferă de intoleranță la gluten. O să recoltăm puțin sânge de la pacientă și vedem dacă reacționează cu acest diluant. Este ca un ser în care se observă sau nu anticorp. A pișcat? Puțin. Am un copil care are boală celiacă și aș dori să fac și eu testarea. Lucru foarte bun, pentru că în Craiova cel puțin nu există niciun cabinet specializat pe așa ceva, niciun loc unde să se facă acest test. E binevenit și ar fi bine să fie un început și pentru a apărea și cabinete specializate. Boala celiacă este o boală autoimună care poate apărea la orice vârstă și care afectează intestinul. Potrivit Asociației Române pentru Intoleranță la Gluten, unul din trei români riscă să dezvolte patologia. Cei mai mulți pacienți nu conștientizează acest lucru, iar boala este descoperită mult prea târziu, după ce apar complicațiile. Singurul remediu este regimul foarte strict, fără gluten. Este foarte greu pentru că simți nevoia să mănânci și ai vrea să mănânci un covrig, să mănânci o plăcintă și nu poți. Deci este foarte greu, iar produsele acestea sunt foarte scumpe. Produsele fără gluten sunt foarte, foarte scumpe. Mai ales la noi în țară, care mai nou, e o boală descoperită mai nou. Este o boală care se diagnostichează greu, sunt peste 300 de simptome care pot indica faptul că ai boală celiacă și practic tocmai din această cauză am decis să mergem la cât mai mulți oameni și să găsim bolnavii la ei acasă. Vom ajunge așadar în 10 orașe în această vară, este un proiect foarte ambițios. Evenimentul s-a adresat atât pacienților cât și medicilor din Craiova. Care se dorește un schimb de experiență, să spunem o aducere de a zi a criteriilor de diagnostic. Încercăm cumva să formăm o mare echipă în care să uniformizăm cumva diagnosticul, monitorizarea, urmărirea, să facem o rețea, să spunem, națională de diagnostic. Glutenul apare în majoritatea alimentelor, în pastele făinoase, produsele din patiserie, cereale sau produse de panificație. În România, potrivit Institutului Național de Statistică, în medie, anual, se consumă 95 de kilograme de pâine.